Salut prieteni! În rubrica Videodicționar Auto de pe 0100.ro a venit vremea să vorbim despre tehnologia Lane Departure Warning plus Prevention. Spre exemplificare, lângă mine, noul Nissan Micra, a 5-a generație. Tehnologia se bazează pe camera video din parbriz, cea montată în spatele oglinzii centrale, și se activează automat la viteze mai mari de 60 de km pe oră. Dacă părăsești banda de circulație neintenționat, ce înseamnă neintenționat? Dacă nu acționezi maneta de semnalizare, practic mașina consideră fie că ai ațipit sau că, nu știu, te uiți după ceva prin mașină și ești distras. Ei bine, dacă nu acționezi maneta de semnalizare și îți părăsești banda de circulație, iată, o să simulez acum, da? Volanul vibrează și roata opusă direcției în care te deplasezi din față este ușor înfrânată pentru a te readuce pe banda de circulație corectă. Cam așa funcționează tehnologia Lane Departure Warning plus funcția de prevenție, prevention, la Nissan Micra. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest clip și până la următorul, la revedere!